În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul Isus. Iubiți frați și surori, mulțumim lui Dumnezeu că iată ne suntem în pragul acestei sărbători mărețe, sărbătoarea mutării Maicii Domnului la cele veșnice, sărbătoare sfântă prin care noi creștinii din întreaga lume sărbătorim mutarea la cele veșnice a Sfintei Fecioare Maria, mutarea acasă la fiul său iubit, care el însuși a venit după sufletul Maicii sale prea curate, ca să o așeze acolo unde fusese, să spun așa, între ghilimele, predestinat să fie, cum spune Psalmul 45, stătuta împărăteasa de-a dreapta ta, în haină aurită și prea frumusețată, pentru că locul acela era pregătit de Dumnezeu Tatăl încă de când căzusem noi. De aceea, promisiunea pe care o face Dumnezeu în Evanghelia, Protoevanghelie se numește 3 cu 15 din Geneza, femeia îți va zdrobi capul. Se referea la vrăjmașul diavol care se întruchipase în șarpe și sămânța femeii spune că va zdrobi capul acestui șarpe. De atunci Dumnezeu pregătise pentru Sfânta Fecioară lucrarea care avea să o facă Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu care, zice Sfântul Apostol Pavel în Efesen, capitolul 1, și-a alcătuit în sine însuși un plan, de când am căzut noi, Dumnezeu și-a și făcut un plan cum să ne scape. Din momentul în care a venit prăbușirea noastră acolo în grădina Raiului, Dumnezeu deja a alcătuit un plan ca să ne scape, pentru că Dumnezeu nu vrea să ne piardă. A fost săptămâna trecută una din o avocată pe la mine și îi spuneam, uite, diavolul este procuror. Și a început să râdă, zice, de ce? Păi diavolul, el știe să adune neîncetat și neîncetat dovezi împotriva noastră. Diavolul este acela care zi și noapte spune cuvântul lui Dumnezeu, părâșul care zi și noapte aduce pâră aleșilor lui Dumnezeu înaintea lui. Dar Dumnezeu, Domnul Isus, este acela care ascunde dovezile. Este acela care, prin mărturisirea noastră, prin pocăința noastră, El caută să le arunce și să le pună în mâinile Tatălui Ceresc, iar Tatăl Ceresc să meargă într-un loc numit Marea uitării pe totdeauna. De aceea, pentru că Dumnezeu și-a alcătuit un plan, în planul acela de mântuire, știți cine era? Sfânta Fecioară Maria. De aceea, mare păcat își fac aceia care îndrăznesc să scoată din planul lui Dumnezeu de mântuire pe cineva. Pentru că dacă Dumnezeu a alcătuit un plan, înseamnă că și-a ales ființe alese. A ales Dumnezeu la început pe Moise ca să scoată poporul. Și înainte de a scoate poporul, vedeți cum face Dumnezeu? Înainte de a face lucrarea, pregătește lucrătorul. Înainte de a izbăvi poporul după 430 de ani de robie, îl pregătește pe Moise. Dar știți de când îl pregătea pe Moise? Zice Sfântul Pavel Galatenilor, capitolul 1. Dumnezeu care din pântecele mamei mele m-a ales. L-a ales Dumnezeu de când era un plod în pântecele mamei lui. L-a scăpat Dumnezeu din moarte, că știți ce poruncă dăduse faraon, ca orice copil, orice uh, uh, bărbat, orice copil de parte bărbătească să fie omorât. Și știți cum a scăpat pe Moise? Cum a ajuns Moise din o la moarte să ajungă în casa împărătească să fie fiul fiicei lui faraon și l-a pregătit Dumnezeu, l-a dus acolo în centru conducerii mondiale, să spun așa. L-a pregătit Dumnezeu ca să fie liderul poporului lui Dumnezeu și prin el a făcut lucrarea. A pregătit apoi Dumnezeu prorocii, care i-a chemat Dumnezeu, gândiți-vă, Ieremia era un copil când l-a chemat Dumnezeu. Pe unii i-au chemat de la stâna de oi, pe unii i-au chemat pe când erau înțelepți, pe Daniel, care era un om atât de înțelept și l-a trimis mai în Babilon să fie mărturie. Și rând pe rând Dumnezeu a avut în istoria mântuirii, în planul de mântuire, vasele lui alese. Dar cel mai ales vas vedeți, toți dintre cei care au fost înainte de Domnul Isus, ei au prevestit venirea Domnului Isus. Ei pregăteau calea venirii, cum zice Sfântul Apostol Petru, dacă nu mă înșel, în epistola sa, în întâia sa epistolă sobornicească, de aici din Sfânta Scriptură, zice că toți aceștia, să citim cuvântul lui Dumnezeu, prorocii 1 cu 10 în întâia epistolă sobornicească a Sfântului Petru, Proorocii care au prorocit despre Harul care vă era păstra vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhului Hristos care era în ei când vestea mai dinainte patimile Lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, Moise, Ilie, prorocii mari, Isaia, Ieremia, Ezechiel, Daniel, apoi prorocii mici, în terminând cu Maleachi, ultimul proroc mic, nu că erau ei mici, cartea lor care au scris era mică, și spune, lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum, cei ce v-au propovăduit Evanghelia, prin care Duhul Sfânt din Cer, prin Duhul Sfânt din Cer, și în care chiar îngerii doresc să privească. Vedeți ce har avem noi? Și îngerii doresc să privească Evanghelia și noi avem în mână. Și apoi, Dumnezeu a făcut cea mai mare lucrare, ca ales-o pe prea Sfânta Fecioară, pe născătoare de Dumnezeu, ca să fie vasul cel mai ales prin care Dumnezeu să facă ultima mare lucrare de izbăvire a omului, întruparea Domnului Isus. Și prin Sfânta Fecioară, Dumnezeu a desăvârșit planul de mântuire pe care îl avea pentru noi. Cine putea să se gândească vreodată că Dumnezeu, diavolul nu știa, să știți. Dumnezeu zice, taina ținută ascunsă din veac, dar descoperită acum Sfinților. Dumnezeu a ascuns această taină, acest plan. Nu trebuie să știe vrăjmașul, de aceea vedeți că Domnul Iisus, ori de câte ori făcea o minune, ce spunea? Vezi să nu știe nimeni. Nu te duce să trâmbițezi ca să nu-i dea prilej diavolul să zădărnicească această lucrare. Când începe Domnul Isus lucrarea de mântuire, știți cum o începe Domnul? Cu botezul, da? E botezat Domnul Isus și în după botez, ce s-a întâmplat? L-a luat diavolul, l-a dus în pustie și în Evanghelia de la Matei sunt trei ispitiri arătate acolo, dar la Evanghelia de la Luca știți ce spune? L-a ispitit în toate felurile. Vedeți, vrăjmașul diavol căuta să facă din Domnul Isus orice, un învățat, adică să fie un om inteligent, un om înțelept, care să dea învățătură, au fost și înainte, fel de fel de oameni înțeleși, filozofii. Eventual să facă din el un om, un făcător de minuni. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, ziua acestor pietre, să se facă pâine. Și Mântuitorul ce îi spune? Este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. A încercat diavolul să facă din Domnul Isus orice, dar numai Mântuitorul să nu fie pentru noi. Și de aceea Domnul Isus, Dumnezeu Tatăl mai ales, ca să nu zădărnicească vrăjmașul diavolul această lucrare, a păstrat-o subtăcere. Cine să gândea vreodată că Dumnezeu se va naște dintr-o copilă, 13 sau 15 ani avea Sfânta Fecioară, când l-a întrupat pe Domnul Isus, când a primit în pânte prea curat pe Fiul lui Dumnezeu. E ceva care nu poate gândi mintea omenească. Dumnezeu care întrece, covârșește această pricepere a minții noastre, a găsit această cale cea mai simplă pentru el, cum spunea fratele Traian, Dumnezeu putea alege și altă cale pentru această lucrare, dar pentru că a găsi vasul acesta unic și sfânt pe Sfânta Fecioară Maria, prin ea ne-a adus și nouă lucrarea mântuirii. Cât de fericiți suntem noi acum, că Dumnezeu și-a împlinit planul pentru noi. Prorocii au cercetat, au așteptat, lor li s-a spus, nu pentru voi este pregătită, pentru generația următoare. Și iată că noi, la anul 2020, nu știu a câta generație de la Domnul Isus, ne bucurăm de Harul lui Dumnezeu. Ne bucurăm că Domnul Isus a venit între noi prin Sfânta Fecioară Maria. Spunea fratele Dan și așa este și foarte frumos a sesizat durerea acelei mame de sâmbătă, om, mamă care și-a îngropat copilul la 35 de ani și maica Domnului la 33 de ani l-a văzut pe Domnul Isus chinuit și probabil că știa ce o așteaptă pentru că prorocul, că era proroc și el, Simeon, i-a zis sabie ascuțită de amândouă părțile va trece prin inima ta și atunci maica Domnului a știut ce se va întâmpla dar vedeți că durerea maicii Domnului s-a prefăcut în bucuria noastră noi acum, vedeți, ne bucurăm de mântuirea Domnului Isus. Ne bucurăm că suntem în așa lucrare sfântă a oastei Domnului și cum s-a spus mai devreme, dar cineva a plătit. Să nu uităm niciodată că cineva a plătit pentru noi, a plătit Domnul Isus, a plătit Maica Domnului, au plătit Sfinții, pentru noi la oastea Domnului au plătit frații cu ani de pușcărie, cu ani de temniță, cu bătăi, cu amenzi, cu chinuri, cu prigoane, cu tot felul de suferințe ca noi să fim mântuiți. Mântuirea nu e gratis. Cine crede că mântuirea e gratis, se înșeală. A plătit Domnul Isus într-adevăr, e darul lui Dumnezeu, dar pentru mântuire spune cuvântul lui Dumnezeu, ce dați-vă voi și, mai ales Sfântul Petru, dați-vă și voi toate silințele de uniți cu credința voastră, fapta. Ce minunat, vedeți, Sfânta Fecioară Maria, ea nu numai că a crezut în cuvântul lui Dumnezeu când a venit îngerul, ci și-a pus trupul ei înaintea lui Dumnezeu, când zice, aduceți trupurile voastre înaintea lui Dumnezeu. Gândiți-vă și poate că am mai vorbit noi în serile cât am fost la Paraclisul Maicii Domnului, la ce se expunea Sfânta Fecioară Maria. Știți ce însemna pentru o fată mare să rămână însărcinată din flori? Citiți cartea Leviticu, citiți cartea Numerii, să vedeți ce prevedea acolo legea lui Moise. Că dacă o fată era însărcinată în afara căsătoriei, trebuia să fie luată de mână, dusă la poarta cetății, bătrânii să-și ia buzunarele pline cu pietre și să o ucidă. Și acum Sfânta Fecioară Maria, gândiți-vă, ea s-a expus la acest oprobiu, la această situație grea. Dacă și logodnicul ei, dreptul și neprihănitul Iosif, dacă citim capitolul 1 de la Matei, se gândea să o lase pe ascuns și, uite, om bătrân m-a făcut de râs. Și se gândea să o lase pe ascuns. Dar Dumnezeu care nu-și lasă el, Dumnezeu nu face lucrări falimentare. Dumnezeu ce începe, cum spunem în Salmul 1, tot ce începe duce la bun sfârșit. E ca un pom răsădit lângă un izvor de ape. I-a venit în vis dreptul lui Iosif și ce îi spune? Iosive, nu te teme, că ce în Maria nu e de la om, e de la Duhul Sfânt. Vedeți și Iosif avea temerile lui, ca și ucenicii azi în furtună. De multe ori temerile noastre, fricile noastre, neînțelegile noastre ne fac să ne îndoim de lucrarea lui Dumnezeu. Și această îndoială de lucrarea lui Dumnezeu, dacă nu vine Duhul Sfânt în viața noastră, ne poate abate de la calea mântuirii. Bătrânul Iosif a fost și el încercat de o astfel de îndoială, dar Dumnezeu i-a spus, nu te teme, că ce s-a început în Maria, în fericita Sfânta Preacurată Fecioară, Dumnezeu va duce la bun sfârșit. Și din momentul acela, dreptul Iosif a luat-o la el acasă pe Sfânta Fecioară Maria. Vedeți lucrarea lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, vedeți ce plan are Dumnezeu și știți ce, ce e minunat? Că în planul acesta lui Dumnezeu suntem fiecare dintre noi. Acolo, o mică bucățică, suntem parte integrantă în planul lui Dumnezeu de mântuire. Și pe noi ne-a avut în vedere Dumnezeu, dar spui, dar cum adică Dumnezeu a alcătuit planul acesta la zidirea lumii? Și cum eram? Eu m-am născut în anul cu tare sau în anul cu tare. E, dar Dumnezeu ne cunoștea pe noi. Dumnezeu ne știe mai dinainte, spune fratele Traian, și un adevăr care uh, uh, greu am putut și eu să-l pătrund. Chiar, uh, iertați-mă că vă spun lucrul acesta, Uh, nici în anii de teologie, care am studiat aproape 9 ani de zile, n-am găsit răspuns la niciun profesor de la teologie și a trebuit să-mi răspundă Sfântul acesta, fratele Traian. Mă gândeam, Doamne, și erau diferite teorii. De unde vine sufletul omului? Cum se creează sufletul? Trupul știm. Se creează prin procreație, care așa, din legătura între bărbați și femei, binecuvântată în taina căsătoriei, că numai ce este legătură binecuvântată, restul este curvie sau prea curvie? Și toți spuneau că ar fi așa, că ar fi așa, de unde vin sufletele? De unde vine sufletul nostru? Spuneți cânteie de la Dumnezeu. Bine, dar când se creează sufletul? Și fratele Traian, pentru că el, vedeți, omul acesta sfânt, el a fost ca Moise, a stat de vorbă cu Dumnezeu. Și pentru că a stat de vorbă cu Dumnezeu, Dumnezeu a descoperit tainele lui. Poate că de la proroci nu s-a mai descoperit atâtea taine cât s-a descoperit în lucrarea oastei Domnului. Și spune fratele Traian, Dumnezeu, când a creat pe om, a zis să facem om după tipul și asemănarea noastră. Atunci a creat Dumnezeu toate sufletele. Ca să înțelegem noi ca într-o magazie de suflete, să spun așa. Și pe fiecare Dumnezeu spune că Moise, când a primit legea pe muntele Sinai, spune în Scriptură așa, erau cele două table scrise pe dinăuntru și pe din afară, spune. Și Moise citea poruncile lui Dumnezeu, că a stat 40 de zile acolo și 40 de nopți. Nu era, cum vedeți dumneavoastră, două table, 1, 2, 3 cu litere romane. Nu, pe tablele legii erau scrise cu cuvintele lui Dumnezeu, cuvintele legii lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu. Și întreabă Moise, Doamne, văd niște litere, le înțeleg, le pricep, le pătrund, dar dincolo de ele, pe din afară, nu în sensul că pe partea cealaltă, se referea la altceva, văd niște cuvinte care nu le pot înțelege și spune Dumnezeu lui Moise, spune fratele Traian, Moise, Moise, tu ai fost chemat pentru vremea ta, pentru generația ta, pentru fiecare generație Dumnezeu are câte un proroc, pentru fiecare generație Dumnezeu are că un trimis, care îl trimite la vremea cuvenită, nici mai devreme, nici mai târziu, ca să facă lucrarea pe care o dau eu. Tu acu ești pentru vremea aceasta. Ție ți s-a dat legea, s-a poporul, poporului, dar va veni altul după tine și va duce adevărul atât de mare, spune fratele Traian, că nu-L poate cuprinde nici toată omenirea cât ar fi ea, căci adevărul e Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu descoperă fiecare generație o parte din adevăr. Adevărul desăvârșit s-a descoperit o singură dată, Domnul Iisus. El a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Domnul, numai, numai El, cine mai poate să spună, eu sunt pâinea vieții? Mai a spus cineva așa ceva? Niciodată. A mai spus cineva, eu sunt lumina lumii. Au vorbit despre lumină, au arătat despre lumină, dar să spui că tu ești lumina lumii, numai Dumnezeu putea. Și pentru că Dumnezeu este adevărul, a spus Moise, la vremea cuvenită va veni un alt proroc ca să descopere altceva. Și acum, vedeți, sufletele care le-a creat Dumnezeu de atunci, de la zidirea lumii, pe fiecare ne trimite, Dumnezeu știe mai dinainte la ce familie să ne trimită, în ce părinți să ne naștem, în ce regiune, din ce pământ să ne plămădească chiar. Toate sunt cunoscute la Dumnezeu, decât Dumnezeu așteaptă vremea potrivită pentru fiecare dintre noi. Și acolo, în momentul în care ne-a trimis, nu e indiferent în ce părinți ne-am născut, nu întâmplător a ales-o pe Sfânta Fecioară Maria. Ea era prorocită din, din prima zi a creației Sfânta Fecioară. Nu întâmplător Domnul Iisus s-a născut acolo, pentru că acolo Dumnezeu alesese pe prea curată Fecioară cel mai curat vas din Univers. Nu exista un alt vas mai curat decât Sfânta Fecioară Maria. Și pe noi la fel. Ne trimite pe fiecare la vremea noastră, la rândul cetei noastre, la familia pe care o rânduiește Dumnezeu, dar de acolo încolo începe altceva. Din momentul în care noi venim cu un bagaj, da, fiecare avem o moștenire. Vedeți, copilul se naște cu o moștenire, e darul lui Dumnezeu. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu în psalmul 127. Iată, copiii sunt o moștenire, sunt un dar de la Dumnezeu. Ferice de acela care își umple tolba cu el, căci nu va rămâne de râs când vor vorbi, vorbi vrăjmașii despre el la porți. Ferice de cel care își va umple. Și Sfântul Pavel zice, femeia se va, naște, se va mântui prin naștere de, de copii, nu de copil. Că acum ai un copil, gata, nu mai... Ce mai te complici? Și nici ăla poate mai... Mai încolo, mai la bătrânețe, să nu te complici, că e greu, nu? E, și totuși cuvântul așa spune. Ei, dar din momentul în care copilul vine cu moștenirea care vine, el moștenește fie bune, fie rele. Vedeți, cum adică dacă am greu, grâu, mă dus să colem porumb? pe păi dacă se naște din doi bețivi, ce să iasă? Spune, dar ce vine are copilul? Păi da, da, pentru că Dumnezeu ți-a dat libertate ție, omule, Ți-a dat acest mare dar să dai viață. De aceea suntem după echipul și asemănarea lui Dumnezeu. Numai Dumnezeu dă viață. Și omul este acela care a primit de la Dumnezeu acest dar de a procrea, de a da viață. Și depinde de noi ce fel de viață aducem în lumea aceasta. Cum spune fratele Traian, mamă, nu uita, nu uita. Cum spune, poți să naști un monstru sau un sfânt. Tu, mamă, cu mâinile tale. Și atunci, vedeți, copilul se naște cu această moștenire, dar de aici începe libertate. De aici începe, aici asemănarea cu Dumnezeu. Numai Dumnezeu este liber. Nimeni în lumea aceasta nu e liber ca Dumnezeu. Și omul. Vedeți, omul e atât de liber, el poate să aleagă. De ce nu putem să-i târâm pe toți aici în biserică? Știți de ce? Cum omul e liber, spune, am libertatea mea. Aleg eu, fac eu. Dumnezeu te lasă liber. Vedeți pe Dumnezeu, nu pe străzi și târând oameni în biserici? Niciodată. Dumnezeu a lăsat scris cuvântul, dacă vrea să vină cineva, i-auziți cât de frumos, dacă vrea să vină cineva după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mormeze. Deci Dumnezeu ne cheamă dacă vrem. Și aici e libertatea noastră. Și în funcție de libertatea noastră ne clădim pieirea sau mântuirea sufletelor noastre. De aceea închei cuvântul acesta așa și mai vă spun câteva lucruri și închei, să nu vorbesc prea mult pentru că sunt multe lucruri frumoase de, de, învățat din cuvântul lui Dumnezeu, dar e ușor a vorbi, dar e greu a trăi. Ușor de reținut, dar greu de împlinit. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu ne cercetează Duhul Sfânt, nu putem să-L împlinim, fraților. Și întotdeauna, de câte ori auzim cuvântul lui Dumnezeu să spunem așa cum a fost azi de dimineață, ne-a lăsat Dumnezeu să facem Sfânta Liturghie afară, că eram foarte mulți, și la un sfert de oră a dus Dumnezeu ploaia peste noi. Peste pământ, de fapt, nu peste noi. Vedeți, de câte ori auzim cuvântul să spunem, Doamne, acum sămânța s-a semănat în inima mea. Te rog, Doamne, trimite ploaia Duhului Sfânt. Trimite vântul cel ceresc peste cuvântul pe care s-a semănat, ca să rămână, să aducă rod în inima mea ticăloasă și rea.